și vorbește tot cuvântul Său împotriva voastră. Și l-aștepta, dacă i-a fi spus, ai venit în sfârșit să mă vezi.
ceea ce a urmat, după aceea, este ceea ce vă spunea de multe ori, teologia Maicii Domnului care aici se rămasă. Teologia Maicii Domnului ne învață pe noi preoții pentecostali, simplu și foarte, foarte dumnezeiesc. Teologia Maicii Domnului este aceea să o cunoaștem pe Maica Domnului, să știm cine este Maica Domnului, și să ajungem dincolo de icoară. Ne vedem această frumoasă icoară, care am purtat-o pe brațele noastre, pe brațele preoților. Dar Părintele Stareț ne-a învățat că dincolo de icoară este Maica Domnului. Și în fața icoarei să vorbim cu Maica Domnului, că ea este acolo, dincolo de icoară sau în icoară. Aceasta este teologia cunoașterii Maicii lui Dumnezeu. Preacucenici părinți, domnule președinte ale Consiliului Județean, desinsă doamna primar, domnule primar, domnule viceprimar, iubiți credincioși. Nu știu cum aș putea în puține cuvinte să aduc laudă, slavă lui Dumnezeu, Preacurată Maicii Dumnezeu, în această sfântă, binecuvântată zi de prăznire a iubirii Preacurată Maicii Dumnezeu. Este prădejde de mare bucurie, mare binecuvântare, atât pentru poporul nostru creștin, pentru toți creștinii ortodoși de pretutindeni și, în ultimul rând, pentru frumoasa noastră mănăstire, unde și are răcașul Maicuța Domnului, Sfânta Icoană, Făcătoare de Minuni. Iată, deși nu este hramul mănăstirii, se vede evlavia și cât o prețuiesc pe Maicuța Domnului, mă refer credincioșii, pelerinii, care ați venit în toate forțele noastre, să o cinstiți, cum se cuvine, pe Maica Domnului, începând de aseară, de la prăveghere, de mezul nopții cu vreme, rogodul Maicii Domnului, și astăzi la cină, la Sfânta Dumnezească Liturghie, unde Preacurata Maica lui Dumnezeu a adus și aduce mulțime de popor evlavios, fiindcă dacă n-ați fi avut credință, nu ați fi prezenți astăzi la această mare sărbătoare. Însă, rog pe Măicuța Domnului să primească Sfânta Dumnezească Liturghie de astăzi, dar îi mulțumesc Preacuratei Maicii Domnului că ne-am rănicit pe noi toți astăzi să reușim să fim prezenți în grădina Maicii Domnului, în această ogradă a Sfintei noastre mănăstiri, fiindcă teama a fost la noastră tuturor, precum bine știm în Vierea Domnului cum am făcut-o, cum am slujit-o, așa astăzi ați Preacurată Maicii Dumnezeu, a ascultat rugăciunile slujitorilor, a monahilor, monahiilor, care și a dumneavoastră care a mijlocit zi noapte, ca să îngăduie Bunul Dumnezeu, Preacurată Maicii Dumnezeu, să putem noi creștinii, creștini adevărați ortodoxi, să cinstim așa cum se cuvine sărbătoarea de astăzi și toate sărbătorile. Vă mulțumim, Preacurată Maicii lui Dumnezeu și tuturor Sfinților, că a coborât a sa milă și binecuvântare și am reușit totuși să fim prezenți și să săvârșim Sfânta Liturghie așa cum se cuvine, iar fățile voastre a participat la această mare sărbătoare a Maicii Domnului, a Lumirea Maicii Domnului. Maicuța scumpă să vă răspătească tuturor celor prezenți care ați poposit de astă noapte și, cum spunea bine Părintele în cuvânt, eu mă plec în fața frăților voastre cerându-mi iertare că nu am reușit să vă cazez, deoarece știți prea bine, nu este vina noastră. Casa aceea care este menită casa socială a pelerinului, am ajuns să ne uităm la ea și credincioșii să doarmă în acest loc a fost cu Spirul și a nimănui, din îndeala lui Dumnezeu, a Maicii Domnului, s-a redeschis după Revoluție 90. Nu aveam unde să ne plecăm capetele și cred că era mult mai frumos și mult mai primit și resimțeam cu toții prezența lui Dumnezeu și a Maicii Domnului, de Maica Domnului, de ani de zile, este scoasă în procesiune la fiecare sărbătoare a Maicii Domnului,
noi cântând, lăudând pe Dumnezeu și pe Maica Domnului, după aceea, pe la 4-5 dimineață, ne plecam capetele în ograda mănăstirii. Astă noapte, sunt de vorbă cu surorile de Bucovina și celelalte gospodine care au venit din toate colțurile noastre, ne-a prins ora 5 dimineață. Cu un sfat, cu un vincurat, cu vorbă bună și cu o bucurie totodată, majoritatea credincioșilor și a credincioșilor, mulțumim lui Dumnezeu și Maicii Domnului că i-a predicit în această mare binecuvântată zi să fie prezent în frumoasa mănăstire a Maicii Domnului din Dealul Mare, pe la mănăstirea. Nu puțin sunt de dumneavoastră care a săvârșit drumul crucii, parcurgând drumul crucii pe jos de la Bucuria Crucii, de la poarta Bucuriei Crucii, până în Dealul Mare, venim pe jos și închinându-vă la fiecare troiță, aducând slavă, laudă lui Dumnezeu. Cum să vă mulțumesc? Nu știu, de fiecare dată vă mulțumesc din inimă că existați. Ce-am face noi fără dumneavoastră? Și dumneavoastră fără că nașterea Maicii Domnului. Începând din această sărbătoare, Sfânta noastră mănăstire, încep sărbătorile mănăstirii. 15 august, adobirea Maicii Domnului, 8 septembrie, hramul monumentului istoric, 1 octombrie, 14 octombrie, septembrie, iertați-mă, drumul crucii, înălțarea Sfintei Cruci, unde aduce Maica Domnului popor, mult, și cei doi era, dar nu știu, în acest an, cu îngăduința și cu rugămintea la Mântuirea Sfântului Părintele nostru, Mitropolitul Orban, sper să se mențină această tradiție frumoasă, să ne trimită în Mântuirea Sfântului Părintele nostru, la doi, la Drumul Crucii. Pe 8 septembrie va sluji Preasfințitul Părinte Episcop Antonie de Bălți. Pe 14 septembrie așteptăm, vom avea sigur, cu siguranță, Sfânta Ferească. Pe 1 octombrie, hramul acoperământul Maicii Domnului. M-am spus că suntem din hramul Sfintei noastre mănăstiri. Bucurie Sfântă Doamne ajută